O adolescentă din Pitești și-a dorit drept cadou de ziua ei să devină polițist pentru o zi. Eleva a trimis un mesaj la Ministerul Afacerilor Interne în care și-a exprimat dorința ca de ziua ei, la împlinirea vârstei de 17 ani, să participe la o activitate cu polițiști, cărora le-a spus că acesta ar fi cel mai frumos cadou. Spre marea ei surpriză, polițiștii argeșeni au ținut cont de inedita solicitare pe care au pus-o în practică. Și e supărată, de ce? Cu complicitatea tacită a familiei și a dascălilor, polițiștii au pus la cale o strategie și astfel, sărbătorita s-a plimbat într-un echipaj al poliției rutiere și a deprins din tainele aparatului radar. Deci aici avem aparatul radar, piton, da? Măsurăm viteza, precum și alte abateri, mai înregistrăm video, avem camera, da? Iar aici avem sistemul radar. După cum vezi, după că traficul nu ne ajută, avem viteze foarte scăzute. Pentru noi ne face să ne bucurăm, să ne aducem aminte de bucurile pe care această profesie ni le oferă, ne face să ne aducem aminte despre faptul că în spatele uniformei se ascund tot timpul oameni. Mesajul ei a fost unul emoționant, adresat pe site-ul de Facebook al Ministerului Afacerilor Interne, iar impactul pe care l-a avut ne-a făcut să ne decidem ca această zi, aniversarea în care Elena împlinește 17 ani, să încercăm să-i arătăm că și această meserie poate fi una specială. La sfârșit, cu ochii în lacrimi, adolescenta le-a mulțumit tuturor acelora care au făcut ca visul ei să se împlinească. Le mulțumesc tuturor celor care au fost implicați și eu n-aș știu nimic. A fost chiar o surpriză. Îi mulțumesc Ministerului de Interne pentru că m-a ascultat și mi-a făcut acest cadou. A fost și este cel mai frumos cadou pe care l-am primit până acum.